Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți, haideți, ne ridicăm, citim un verset din Cartea Matei, capitolul 5, și anume versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Aș vrea să încep prin a vă face o mărturisire. O bună parte din ziua de astăzi am cercetat un cuvânt din Biblie, un subiect la care eu am făcut aluzie marți seara. Să vorbesc despre un dar al Duhului Sfânt. Din experiența care eu am, știu că în programele de seara nu se face studiu biblic. Unii veniți de pe șantier, alții de la școală, alții din bucătărie și nu suntem foarte receptivi la un studiu câteodată greoi. Și atunci m-am gândit să am o predică mai ușoară, o predică mai veche, am mai predicat-o, n-am predicat de mult și mă rog Domnul să-mi o aduc aminte în seara asta. Voi sunteți sarea pământului. Eu am auzit predici multe de aici și le-aș putea încadra așa în trei categorii. Am auzit odată o predică foarte frumoasă de aici, interesantă, despre sare și vorbea predicatorul despre compoziția chimică a sării. Cum Dumnezeu în înțelepciunea lui, din două otrăvuri, a făcut un aliment foarte bun. Am uitat predica că nu a fost bun la chimie. Și eu m-am gândit că de fapt nu ăsta a fost gândul lui Dumnezeu. Că nu a vrut Domnul să-i poarte prin tabelul lui Mendeleev de mai târziu pe ucenici, nu? Nu a vrut să facă chimiști. Am auzit o predică tot bună despre valoarea comercială a sării. În vremea când Domnul cita versetul acesta, sarea era foarte scumpă. Se pare că de la cuvântul sare derivă și cuvântul salariu. Era un mod în care împărații plăteau mercenarii la război cu droburi de sare. Sarea se obținea foarte greu, din ocnă, muncă de ocnaș. Asta are o aplicabilitate în viața noastră, că noi fiind copiii lui Dumnezeu suntem foarte scumpi, foarte valoroși. Am mai auzit o interpretare în care predicatorii vorbeau de proprietățile sării. Și frații spuneau că sarea dă gust, sarea e folosit ca și conservant, sarea dezgheață zăpada și gheața, sarea curăță rănile ca dezinfectant, sarea produce sete, ce ar trebui să facem noi, sarea nu are termen de garanție, spunea cineva, n-ai să vezi pachet valabil de sare, e tot timpul valabilă. Și eu cred că gândul Domnului, când a rostit versetul acesta, a fost tocmai impactul pe care trebuie să-l avem noi asupra lumii care ne înconjoară. Și m-am oprit și eu la această predică. Caracteristicile sării ne definesc într-un fel pe noi. Când am cercetat problema despre sare, am întâlnit că în vizorul oricărui credincios trebuie să fie două obiective majore. Pavel îi spunea lui Timotei, capitolul 4, versetul 16, 1 Timotei, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii care dai altora. Stăruiește asupra acestor lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Deci eu întotdeauna am în mintea mea două obiective majore. Primul, mântuirea mea. Eu vreau să sfârșesc prin a fi mântuit.
1 Petru 1 cu 9. Veți dobândi ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului. Doamne, ajută-ne pe toți! Amin. În același timp, eu mă gândesc și la mântuirea altora. Adică Dumnezeu vrea pe alții să-i mântuiască prin mine. Este o cântare veche. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete, nu poți aduce niciun singur snop măcar? Spune-mi, te rog, de când ești tu pocăit? În România sau în Canada? S-o pocăi cineva prin tine? De la școală, de la serviciu, dintre vecini, la predicele, la slujirea ta, ai pe cineva adus la Dumnezeu? Pentru că noi trebuie să ne mântuim pe noi și să mântuim și pe alții. Să ne ajute Domnul, amin? De aceea noi avem două relații. O relație pe verticală cu Dumnezeu și o relație pe orizontală cu oamenii. Ei bine, sarea trebuie întrebuințată în amândouă relațiile. Și în relația cu Dumnezeu ne trebuie sare, dar și în relația cu oamenii. Haideți să ne luăm pe rând, că întâi dăm lui Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, ce ar însemna sarea aceasta? În Levitic, capitolul 2, versetul 13, spune sarea să nu lipsească niciodată, pentru că sarea este semnul legământului cu Dumnezeu. Și eu spun, dar a cărui legământ? Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. Și a spus, noi, nu o să mai fii potop de apă, gata, promit eu că nu mai înec pământul. Hai să facem un legământ. A făcut un legământ și a dat și un semn Dumnezeu. Care-i semnul? Curcubeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și a spus, seminția ta va fi poporul meu. Facem un legământ între noi doi și hai să stabilim și un semn al legământului. Care-i semnul legământului cu evreii? Tăierea împrejur. Deci avem legământul și semnul. Avem legământul și semnul. Acum avem semnul numai. Sarea îi semnul legământului. Dar care-i legământul? În Levitic, în capitolul 2, în primele capitole vorbește Scriptura despre jertfe și legea jertfelor. Dumnezeu face un legământ cu închinătorii. Face un legământ cu acei care aduc jertfe, iar sarea îi semnul legământului acestor oameni. Dacă vă uitați dumneavoastră în Levitic, capitolul 2, apar patru lucruri obligatorii în orice jertfă. Făina, scrie acolo, unde lemnul, tămâia și sarea. În interpretarea fratelui Dionisie Giucic, în poezia O jertfă de mâncare, el explică, și teologii sunt de acord cu asta, că făina reprezintă cuvântul Scripturii. Unde lemnul reprezintă pe Duhul Sfânt. Tămâia reprezintă rugăciunea. Apocalipsa 8:4. Și fumul tămâii s-a ridicat împreună cu rugăciunea sfinților. Ce reprezintă sarea în jertfa de mâncare. Și părerea fraților este că această sare reprezintă sfințenia noastră, gradul nostru de curățire. Deci într-o jertfă care o aducem Domnului, o aducem bazat pe Sfânta Scriptură, prin Duhul Sfânt, cu rugăciune, dar și cu multă sfințire. Dumnezeu să ne ajute, amin? De aceea Domnul este atent la jertfă, că înainte de a se uita la jertfa lui Cain, s-a uitat la Cain, înainte de a se uita la jertfa lui Abel, s-a uitat la Abel. Înainte de a se uita la jertfele care le aducem noi, El se uită la noi ca oameni, ca persoană, să vadă cât suntem de sfinți. Asta reprezintă sarea în relația noastră cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim sfinți. Amin? Trecem la a doua relație. Se pare că Domnul asta a vrut să spună.
relația noastră cu oamenii, impactul pe care îl avem noi asupra societății în care trăim. Și aici eu am trei gânduri, ca să fie ușor de ținut minte pentru mine care predic. Am vorbit despre proporție, profunzime și permanență, toate cu litera P de la Sfântul Petru. Da. Deci în relația noastră cu oamenii, în folosirea sării, noi trebuie să fim foarte atenți la proporție. Asta e relația noastră cu oamenii, aia cu Dumnezeu în definitul, e sfințenia. În Ezechiel 44:15 spune că fiul lui Tzadok, care atunci când Israelul n-a rătăcit, adică a rătăcit, ei n-au rătăcit, vor intra în Sfânta Sfintelor, vor aduce jertfe. Ezechiel 44:10, dar fiul lui Levi, care atunci când Israelul a rătăcit, o rătăcit și ei, ei vor face slujba în curtea de afară. Există, frații mei, o slujire publică în fața oamenilor și există o slujire intimă în fața lui Dumnezeu. Tăria credinciosului, puterea credinciosului stă în relația lui intimă cu Dumnezeu, apoi în relația cu oamenii. Revin la primul aspect în folosirea sării. Am spus eu proporția. Există o artă numită arta culinară. Și eu vă vorbesc ca unul care nu face niciodată mâncare. Pe mine mă cheamă croitor, nu bucătar. Da? Dar știu că este arta culinară în care oamenii învață câteva lucruri despre mâncare. Învață despre aspectul, cum să fie o farfurie. Eu de câteva ori, de puține ori am mâncat la restaurante de lux. M-a dus frață. Știți, la noi era odată, am avut stăruință după Duhul Sfânt și o primit mulți Duhul Sfânt. Era o echipă de frați de la Suceava, niște frați foarte conservatori. Și un om voinic, așa, după ce eram acum, tot termina stăruință, a spus, frate, mai spune ceva la tinerii ăștia. El se ridică, fost sportiv. Și a spus, măi copii, Duhul Sfânt, acum v-a botezat, Duhul Sfânt are rolul ca să vă învețe. De acum trebuie să vă lăsați învățați de Duhul Sfânt. Și primul lucru care vă învață Duhul Sfânt e că nu mai aveți voie la mor. Și apoi le spune el, băgați de seamă că eu merdesc pe acolo și dacă vă văd, cu mine aveți de lucru. Măi, cât era atmosfera aceea de sobră și duhovnicească și copiii ce au început să râdă. El și-o dat seama de greșeală, că mai cheamă frață, mai dă câte o masă și mie. Ei, la restaurante de lux m-a mai chemat frață și mi-a mai dat și mie câte o masă. Eu venind așa de unde vin de acolo, neobișnuit cu luxul din America și Canada, da? Am fost foarte isteț. N-am început eu să mănânc primul, mă uitam la alții cum încep să mănânce. Cum să folosești, cum să mănânci. Dom'le, într-un restaurant mi s-au dat cartofi pire. Acasă eu am mâncat poate o tonă de când sunt eu în 60 de ani, am mâncat o tonă de pireu. Ei, dar ăsta era pus așa în formă de inimioară, în farfurie. Și avea niște frunzulițe și farfurie era desenată cu niște sos așa pe ea, pe margine. Eu nu știam, mă, ăla-i desen, e mâncare, mă uitam ce fac frață. Era tot cartof, dar tare frumos aranjată porția. Asta se învață la școală, la școală de bucătari, aspectul, cum trebuie să fii. Mai contează atitudinea, cum să servești. Spunea fratele Mologi Vasile odată, măi, prezbitru trebuie să aibă o calitate, primitor de oaspeți. Dar dacă nevastă sa nu-i primitoare, să vezi ce probleme sunt. Când te duci în casă la cineva și nevasta spune o farfurie, așa, și când o puni sare tocmagii pe cravată, că ei foarte supărată, apoi nu te mai duci a doua oară, nu? Ați văzut chelnerii ăștia? Când vin, domnule, ei s-au obosit, s-au stresat, zâmbesc la tine cu ceva pe mână, contează atitudinea. Să dea Domnul darul ăsta de primire de oaspeți și la frați, la păstori, dar mai ales la nevestele lor, amin? Dar cel mai mult la mâncare contează gustul.
Aici proporția de sare. Pentru că uitați-vă dumneavoastră, sunt prăjituri, mie îmi plac prăjiturile. În prăjituri se pune sare, ca să știți. Și citeam odată o rețetă, se pune un vârf de cuțit. Atâta se pune. Dar bune și murăturile. Și în murături se pune sare. Știți câte murături, câte sare se pune în murături? Nevasta spunea două borcane. Avem un borcan și turnam sarea cu borcanul. Dacă Doamne ferește din curci și pui sarea cu borcanul la prăjituri și un vârf de cuțit la murături, nu-i bun, nu? Deci amândouă le-ai stricat. Deci trebuie atenție mare la proporția de sare pe care o folosim. Există două extreme. În Iov, capitolul 6, versetul 6, întreba Iov, are albușul de ou gust? Se poate mânca ceva fără sare și fără gust? E o extremă, că nu-i bună mâncarea fără sare. Cealaltă extremă, Ieremia 17:6, vorbește de un pământ sărat, pe care nu crește nimic. Ei bine, unii oameni folosesc în mod greșit proporția asta de sare. Pun prea multă sare unde nu trebuie și nu pun acolo unde trebuie. Pe mine m-a pus pe gândire un verset din Eclesiastul 7:16. Nu fi prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi? Cum scrie acolo? Nu fi neprihănit. Așa? Și nu fi nici din cale afară de rău, pentru ce să te pierzi singur. Eu stau și m-am gândit. Neprihănirea e bună? Ne cere Domnul neprihănire? Dar de ce spune să nu fim prea neprihăniți? Adică nu-i... Și aici asta m-a făcut să mă gândesc, cum mai să nu fiu prea neprihănit, că doar neprihănirea e bună și recomandată. Și iată care este înțelegerea mea. Când vorbim de neprihănire, neprihănirea e de mai multe feluri. În Roman 10:3 spune... Fiindcă n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, ei și-au luat o neprihănire în lor. Sau în Filipeni 3:9 e același verset. E vorba de neprihănirea care o dă Dumnezeu și o neprihănire a oamenilor. Când spune nu fi prea neprihănit, eu cred că se referă la neprihănirea oamenilor. La osfințenii pe care ei și-o impun prin anumite încredințări ale lor. Sunt oameni care au tot felul de încredințări, au tot felul de pretenții în adunare, că dacă nu e așa, asta nu-i pocăință. Dar asta nu-i neprihănirea lui Dumnezeu. Sunt oameni care cred că ei dobândesc mântuirea prin faptele bune care le fac. Dar mântuirea e prin credință, e o neprihănire a lor. Nu că e rea, dar nu fi prea neprihănit în direcția aceasta. Noi trebuie să acceptăm neprihănirea lui Dumnezeu. Și mai este un verset din Matei, capitolul 6, și anume versetul 1. Nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Nici neprihănirea asta nu e bună. Unii au atâta grijă de imaginea lor de pocăit, dar în fața oamenilor. Avem tendința de a ne cosmetiza imaginea noastră de creștin. Luăm o atitudine din asta ultra evlavioasă. Nu zâmbim, nu ridicăm capul, ne împlinim neprihănirea înaintea oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu nu suntem așa de neprihăniți. Eu cred că și aici se aplică versetul din Eclesiastul, nu fi prea neprihănit. E vorba de neprihănirea noastră, a oamenilor, și vorba de neprihănirea care o arătăm oamenilor. Noi trebuie să avem neprihănirea lui Dumnezeu, da? Și să o demonstrăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Vis-a-vis de proporția de sare. Câtă sare pui în mâncare? Spuneam că unii pun prea multă sare unde nu trebuie. O persoană pe care o cunosc eu foarte bine și suntem prieteni de ani de zile, a ajuns în biserica
copilării, unde o copilărit. O biserică în care spunea că erau parcă 7 surori și 4 frați. O biserică mică din zona Botoșanului, erau vreo 11, dar s-a uitat persoana asta și a spus, măi, cam toți erau trecuți de 60 de ani. Și a venit un frate și a predicat aproape o oră, cu multă râvnă, și a avut două subiecte. Unu, oprirea nașterii de copii, și doi, pericolul internetului. Și au vorbit despre lucrurile astea la oamenii ăia trecuți de 60 de ani. Și spunea persoana asta, eu m-am uitat roată, bă, cui predică omul ăsta? Și atâta a fost de dur, și atâta a fost de aprig în predică, și câte o soră când vorbea de internet, câte una mai da din cap, de-aia nici n-avea curent la acasă, dar mai da că așa e, așa e. Dar de ce nu te duci cu predica asta unde trebuie? În adunările în care sunt oprite nașterile de copii, în adunările în care tinerii, vorba fratelui, mai înainte accesează site-uri murdare, de ce n-ai curajul să pui sare acolo ca să aduci curățenie? Pui sare unde nu trebuie. Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Când vorbim de proporția de sare și de, spunem, Psalmul cât 34:8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar și noi, în Coloseni, cât 4:6 spune, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare. Trebuie să vadă în noi oamenii bunătate. Coloseni 3:12, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Trebuie să vadă în noi oamenii bunătate. Avem noi un gust plăcut în clasa în care învățăm? Avem un gust plăcut la vecinii între care locuim? Avem un gust plăcut la oamenii cu care lucrăm? Că noi trebuie să fim sarea pământului și să dăm gust, să se vadă noi bunătatea lui Dumnezeu. Doamne ajută, amin? Mă voi referi privind la al doilea gând. Am spus primul proporția. A doua, am numit eu profunzime. De la ce am plecat eu cu ideea asta? Este o vorbă printre bucătărese, că sarea se mai poate pune, dar nu se mai poate lua. Eu am mers un pic mai departe și am spus la niște cofetărese, deci nu e nimic, dacă n-ați pus sare, ați uitat să puneți sare în prăjitură, se poate pune, presărați un pic deasupra. Și el a spus, nu, ba merg mai departe. Dacă la mămăligă, eu sunt mămăligat de la Suceava, ce vreți? Dacă în mămăligă n-ai pus sare la fiert, că acolo pune sarea, nu nimic, după ce ai răsturnat mămăliga, iei și presori sare deasupra, nu? Nu. Cineva spunea, nu, domnule, sarea are locul ei și timpul ei când trebuie pusă. Nu pui pe deasupra peste frișcă, presări sare, că ai uitat să pui în blat, când ai frământat, nu? Ei, bun, de la gândul ăsta am plecat eu, vorbind de profunzime. Pentru că era o cetate numită, parcă Ierihon, în Cartea Împărați, capitolul 2, și au venit locuitorii Ierihonului la Elisei și au spus, domnule, cetatea e bună, uite, ești tot e bun, numai apele sunt sterpe, îi sterpăciuni în apă, îi moarte în apă, n-avem apă în cetate. Și Elisei a spus, luați-mi, aduceți-mi un blid cu sare. Și i-a adus o farfurie de sare și Elisei s-a dus și a turnat sarea. Care știe unde a turnat Elisei sarea? La izvor. Noi de multe ori pocăiți suntem oportuniști. Turnăm sarea așa pe la jumătate pe râu. Dacă spunem că sarea e sfințenie, dacă spunem că sarea e curățirea noastră în relația cu Dumnezeu, noi nu punem sarea la izvor la începutul vieții noastre, la începutul pocăinței noastre, la începutul căsniciei noastre. Nu, noi punem sare când avem probleme. Și-i diagnosticat nevasta cu cancer și dau un bilet și țin 3 zile de post și intru repede în cer de rugăciune, deodată pun sare aici unde mă aflu. Că n-am pus acum 30 de ani când m-am însurat, nu?
Și deodată copilul îmi face probleme și eu îi pun sare la copil acum, mă duc și îi fac educație la 17 ani. Când eram mic n-am avut timp, că aveam rate la bancă. Și suntem oportuniști din ăștia, punem sarea unde ne apucă vremea. Ne sfințim când avem un necaz. Dar sarea trebuie pusă la izvor, la început, acolo trebuie sarea pusă. Că scrie în Proverbe 25 cu 26, ca un izvor stricat și ca o fântână tulbure, este cel neprihănit care se clatină în fața celui păcătos. Eu m-am gândit mult la asta, la versetul ăsta. Cum adică cel neprihănit se clatină în față la cel păcătos? Asta e ca un izvor stricat, acolo trebuie pus numai decât sare și trebuie vindecat. În adunare sunt oameni firești și oameni duhovnicești. Trebuie să o recunoaștem, spune Biblia. Sunt oameni tari și oameni slabi. Romani 15. Noi care suntem tari, suntem datori să rădăm slăbiciune celor slabi. Și se întâmplă că ăștia firești vin și îi atacă pe cei duhovnicești, îi ironizează, râd de dânșă. Și ăsta duhovnicesc care o trăi pocăința, se teme de ăsta că, uite ce face cu mine. Cu mulți ani înainte, într-o sâmbătă seara, eu am visat un vis. Se făcea că eram la noi la adunare, la Bosanci, era fratele Ieremia, păstorul bisericii, și în vis el mi-a citit din cartea Galateni și mi-a spus, fratele dragu, să predici de aici. Și eu am spus, în vis, îi spuneam, nu știu, frate, ce să predic de aici, mi-a dat text. În momentul ăla a venit un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a spus, uite ce trebuie să predici tu din Galateni. Și era cuvântul acela. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce s-a născut în chip firesc prigonea pe cel ce s-a născut prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și mă întreba pe mine, era ca un test, cum a prigonit cel firesc pe cel duhovnicesc? Că Ismail avea 14 ani și Isaac avea un an. Imaginați-vă, băietul meu la 14 ani menal ca mine, prigonește pe unul din an, de un an care abia merge în picioare. Cum l-a prigonit? Că asta era diferența între ei. Și atunci bărbatul ăla mi-a spus, printre altele, că era o predică lungă, dar când a văzut pe fiul roabei că a râs, a spus, îi zbunește pe roabă. Și îmi spunea că râsul celor firești împotriva celor duhovnicești, Dumnezeu o consideră prigoană. Când o femeie care nu naște copii râde de una care naște toți copiii, asta Domnul o consideră prigoană. Când o femeie care nu vine îmbrăcată cu vincios, râde de alta care e îmbrăcată cu vincios, el este în adunare, pe bancă stau. Asta Domnul o consideră prigoană. Cum s-a întâmplat atunci că cel ce s-a născut în chip firesc prigonea pe cel ce s-a născut în chip duhovnicesc. Tot așa se întâmplă și în acum. Adică eu sunt curat, sunt neprihănit, cel neprihănit, dar tremură, se clatină în fața celui rău. La noi s-a întâmplat un lucru. Nu mă dați pe internet, da? Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Și au început câteva surori să se vopsească. Și fratele a venit la mine și a spus, frate dragul, fă o predică despre cosmetizare, folosirea de îngrijirea trupului, de vopsire. Și am avut o predică cu 3 puncte. În primul punct era mentalitatea. Că noi avem, trebuie să avem o anume mentalitate. În Efeseni 2 spune Pavel așa, voi erați morți în greșeală și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii. Frații mei, surorile mele, în Canada este o entitate numită lumea, are mersul ei, valorile ei și promovează valorile ei. Dar este o altă entitate numită biserica. Biserica nu se confundă cu lumea. Are alt drum, alte idealuri, alt scop final. Că vorba lui Haman, îi spunea lui Ahasveros, în împărăția ta trei cubi este un popor împrăștiat prin ținuturile tale,
un popor deosebit cu legi deosebite. Noi o trăim mai ușor pocăința când înțelegem statutul. Noi pocăiți penticostali suntem popor deosebit cu legi deosebite. Amin? Noi nu suntem ca toți canadienii și americanii și ca toți românii. Noi avem ceva specific. Noi suntem popor deosebit cu legi deosebite. Și aici începe mentalitatea. Și eu mă întrebam, așa mă întrebat, că scrie în Psalmul 45, tu ești cel mai frumos dintre oameni, cu referire la Domnul Iisus. Am întrebat la noi în adunare, Domnul Iisus e frumos? Voi ce spuneți, e frumos? Amin, da? Și dacă e frumos, hai să vedem cum arată. Apocalipsa 1:14. Părul lui este alb ca lâna, ca zăpada albă. Deci Domnul Iisus e cu părul alb și frumos. Eu de ce cu părul alb sunt urât? Dacă Domnul Iisus cu părul alb e frumos și în Apocalipsa 7, în fața tronului, toți erau îmbrăcați în alb. Și eu mă duc din adunare, dita mai păstorul, vopsit lila pe cap. Și mă întreabă, ce cu tine, măi băiat, de unde vii? Deci contează, oameni buni, mentalitatea. Felul în care gândim noi și de la mentalitate pleacă celelalte practici în care nu intrăm în amănunte, că nu e subiectul predicii, da? Dar ca un izvor stricat și ca o fântână tulbure este cel neprihănit care se clate în fața celui rău. Ei, la izvorul ăsta trebuie pusă sare. Dumnezeu să ne ajute, amin? Trebuie pusă sfințire, trebuie pusă curățire, trebuie să dea gust la cei din jur. Că dacă vorbim de izvoare, scrie în Ieremia 33:6, voi deschide un izvor de pace și credincioșie. Este izvor de pace, da? Izvor de pace. Dar în pacea asta trebuie pusă sare la început. Nu pace oricum. Nu pace oricum. Pentru că fără pace și sfințire, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Unii sacrifică sfințirea de dragul păcii. În Împărat capitolul 9 se întâlnește Iehu cu cine? Cu Ioram. Îi spune, pace, Iehu. Și el îi spune, ce pace, măi? Atâta vreme cât în țară domnesc urviile mamei tale. Noi nu facem pace în adunare numai de dragul păcii. Noi respectăm proporția pace și sfințire. E câte un frate care nu trebuie promovat în adunare, dar promovăm care neamul să ridică, să răscolă, să răzbună, să fie pace. Dar ăsta, în izvorul ăsta de pace, trebuie pusă sfințenie, trebuie pusă curățire acolo la început. Izvor de pace, dar e pace cu sare la izvor. Doamne ajută la asta, amin? Și mai scrie, de exemplu, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 5. A oameni străcați la minte acolo, care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Versetul 6 spune, negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un câștig. Dar unii au izvor de câștig. Și eu am luat doar expresia aceasta, izvor de câștig. Toți vrem să câștigăm, da? Când plec de acasă, eu 35 de ani am făcut servici, 6 ani am fost în pensie și de 4 luni am plecat iară la lucru. Toți vrem să câștigăm, dar câștigăm cu sfințenie. În izvorul ăla de câștig, nu câștig oricum, nu câștig cu orice preț, câștig ca niște oameni pocăiți. În izvorul de câștig eu pus curățenie, eu pun sfințenie, eu pun sare la izvor. Doamne ajută-ne la asta, amin? Că scrie în Proverbi 4:23, pământul de unde iese izvorul, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieță. Să ne ajute Domnul să avem inimă curată. În Ioan capitolul 7, versetul 37-38, în ziua cea mare a praznicului care este ziua de urmă, Iisus a stătut în picioare și a strigat cu glas tare. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Atenție mare la inima noastră, fraților! Inima noastră trebuie să aibă gust, să fie curată, să fie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul, amin?
Pentru că dacă punem sare acolo numai când avem necaz, când avem probleme, venim cu blidul de sare repede, nu e bun? În Proverbe 22:6 spune: învață pe copil cât este mic legea Domnului și când va fi mare, nu se va depărta. Noi de foarte multe ori nu ne facem timp, eu nu vă știu, nu vă cunosc și nici cu acloi încă n-am apucat să vorbesc despre voi. Dar sunt mulți care se axează foarte mult pe lucrurile materiale, neglijând familia, copiii, educația și altarul din casă. Și atunci nu îl înveți pe copil când e mic, îl înveți când este mare și copilul nu te mai ascultă. Sarea trebuie pusă la izvor. Scrie în Proverbe 17:14, izbucnirea unei certe ca năvala unor ape, de aceea curmă cearta de la început. Nu te certau o jumătate de ceas în casă și după aceea, măi, hai să ne împăcăm. Dar de ce nu pui sare la început, când încep discuția? Dumnezeu să ne dea pocăință, frața. Eu vă spun un lucru. Toate păcatele, nu știu de ce îmi vine să vă spun asta, toate păcatele au în spate un duh care le provoacă. Există curiozități nevinovate în ghilimele care creează mai târziu dependență. De exemplu, curvia e păcat mare, nu? E foarte mare păcatul curviei. Dar de cine i-a dat păcatul ăsta? Din Osea 5:4 spune căci un duh de curvie. În spatele acestor păcate, cum e curvia, cum e alcoolul, cum e pornografia, cum e drogurile, cum e jocurile de noroc, sunt niște demoni foarte puternici care te influențează și te face să păcătuiești. Cearta, că a venit vorba de ceartă, de aici mi-a plecat gândul. Spune în Filipeni 2:3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Oameni buni, cearta e dată de un duc de ceartă. Când te cerți în casă și spui, băi, nici nu mai știu de la ce m-am aprins. Așa? Nici nu știu de la cine am luat, știu numai când ne-am certat. Bagă-te seama, la tine în casă e un duc de ceartă. Când vă certați în adunare câteodată fără motiv, spune unul o vorbă și la altul sare dincolo, îi un duc de ceartă. Îmi povesteau frații de o biserică în care ani de zile era ceartă. Și au venit și de la filială și au venit și cu sfaturi și cu amenințări și cu... și numai nu se făcea pace. Și un frate a spus, măi, mi-a arătat Domnul că acolo sunt niște duhuri de ceartă. S-au unit mai mult frați în post și rugăciune și într-o seară s-au dus acolo și prin porunca Domnului a poruncit duhul de ceartă să plece. Și îmi spunea un frate, unul mai gălăgios s-a ridicat și a spus, plecăm, măi, plecăm, dar ne ducem dincolo, a vorbit printr-un om și o să vedeți voi acolo. Și îmi spunea fratele, de atunci acolo n-a mai fost pace. Dar am fost chemat peste deal la altă adunare unde a început frații să se certe. Frații mei, cearta e dată de un duc de ceartă. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Nu faceți, că acolo e un duc. Curvia e dată de un duh. Minciuna, Împărați 22:22. Voi fi un duh de minciună. Că minciuna e dată de un duh. Băi, așa am fost inspirat, am spus și am scăpat. La școală, la poliție, la șeful. Dar de cine ai fost inspirat? Păi ai fost inspirat de diavolul. Eu când predicam despre minciună, eu despre minciună am primit o predică la o rugăciune. Eram pe genunchi și îmi spune Duhul Sfânt, predică despre minciună. Zic, Doamne, eu am mai predicat, dar n-am așa schiță ordonată. Și în fracțiune de secundă am primit o predică despre minciună, de la originea minciunii până la răsplata minciunii. Din Apocalipsa, afară sunt mincinoși. Știu că la originea minciunii am avut deodată un gând așa, că scrie în Ioan 8:44 că diavolul e mincinos și tata minciunii. Cine e tata minciunii? Diavolul. Dar eu întreb, ca să se nască un copil, doar trebuie și tată și mamă. Cine e mama minciunii acum? Doar nu se naște un copil numai din la tata. Nu? Mama minciunii ești tu,
care spui minciuni, că te-ai unit cu diavolul, te-ai făcut una cu el și ați născut împreună o minciună. Și atunci mă întreb, mai ești pocăită? Mai ești pocăit? Că minciuna e dată de un duc de minciună. Deuteronom 31:27. Că-ți cunosc eu duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta mare. Răzvrătirea e dată de un duh, fraților. Când cineva nu se poate supune și nu poate asculta, ăla e duh de răzvrătire. Gândiți-vă numai un pic. Numeri capitolul 16. În Numeri capitolul 16, 4 bărbați se ridică împotriva lui Moise. Cori, Datan, Abiram și On, fiul lui Peleg. On se pare că se retrage la timp, nu știm nimic de el. Core moare, dar copiii lui nu mor. Numeri 26:11. Fiii lui Core n-au murit. Deci băieții ăștia nu au fost de acord cu tatăl său și cu mama sa în casă. Când se vorbea, când se bârfea de păstor, ei nu au fost de acord. Și ei nu au murit. Dar au rămas Core părinții, Datan, Abiram. Și Moise îi spune așa, ieșiți în fața cortului, nu? Tot Israelul adunat acolo și spune, oameni buni, dacă oamenii ăștia mor de moarte bună, nu m-au trimis de omul. Dacă se întâmplă un lucru nemaipomenit, dacă pământul îți deschide gura și îi înghite, îți răzvrătiți. Și pe când vorbea Moise, se deschide pământul, măi. Se deschide pământul și coboară Core, Datan, Abiram cu familiile lor, cu excepția fiilor lui Core, cu averile lor și poporul începe să fugă, să nu înghite pământul. Se deschide un foc din cer, mor 250 de căpetenii cu cădelnițele în mână și mor 15.000 de oameni. Eu îmi imaginez că oamenii și-au fugit acasă cu dinți înclănțănind și spunea, băi, uite ce s-a întâmplat. A venit foc din cer, s-a crapat pământul, au murit ăștia. A doua zi, scrie acolo, o nouă răzvrătire a poporului. Cum e a doua zi? O dormit trei ceasuri, ăla care vine de la schimbul 3, dorme trei ceasuri și se duce iar la Moise la răzvrătire. Asta nu-i omenește, asta e drăcește. Că răzvrătirea îi dată de un duh de răzvrătire. Hai să continuăm cu sarea, da? A rămas la profunzime. Sarea se pune la izvor. Când încep căsătoria, fii căsătorit din prima zi. Și fii sfânt din prima zi. Cineva m-a sunat și m-a spus, frate, este o predică pe internet despre nașterea de copii, în care predicatorul afirma și spunea, oameni buni, Dumnezeu nu se bagă în dormitor la nimeni, omul e suveran. Dar eu m-am gândit așa, stai un pic, mă. Dar eu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. 1 Corinteni 3:16, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6:18-19. De aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat răsăvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său și trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Deci eu când mă duc în dormitor și mă culc, Duhul Sfânt nu e mine? Nevastă mea e botezată și ea cu Duhul Sfânt. Când ea se culcă lângă mine, Duhul Sfânt nu e cu dânsa? N-are acces Dumnezeu în dormitor? De ce spunea patul să vă fie nespurcat? De ce spunea? Că nu știe Dumnezeu? Astea sunt învățături greșite, frații mei. Când te căsătorești, fii pocăit și curat și sfânt din prima zi. Când te căsătorești, când te pocăiești, spunea odată Vasilii Iacoban de la Casbana. Băi băieți, nu știu de ce trebuie să dați o roată prin lume, să vă murdăriți un pic și înapoi veniți cu mărturisări și cu alte lucruri. Dar pentru ce te-ai dus în lume? Nu poți să rămâi pocăit din copilărie și până când te ia Domnul acasă? De ce trebuie să facem un derapaj pe calea pocăinței, să trăim o vreme fără sare și să punem sare când vin necazul, când vine focul lui Dumnezeu, telefoane la proroci, zile de post? Sarea se pune la izvor, la începuturi. Dumnezeu să ne ajute, amin? Vorbind de permanență, timpul trece. În Ezra, capitolul 6, versetul 9, dă împăratul un ordin pentru cei care merg la Ierusalim să li se dea în fiecare zi pentru jertfa zilnică și spune acolo ce li se dea. Dar printre altele se spune să li se dea sare. Deci din visteria împăratului trebuie scoasă sarea în fiecare zi și folosită. Frații mei,
Noi trebuie să trăim pocăința în fiecare zi. Eu am aici un exemplu din Ieremia, capitolul 13. L-am folosit când predicam eu despre credincioșie. Credincioșia va fi brâu coapselor sale. Acolo spune Dumnezeu lui Ieremia: Ieremia, du-te, ia un brâu, încinge-te cu el și umblă cu el. Ieremia a luat un brâu, o purta nu știu câte zile, apoi cuvântul Domnului a spus: du-te la râul la Eufrat, sapă o groapă și îngroapă brâu. Ieremia așa a făcut. După multe zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: du-te la râu, scoate brâu și încinge-te cu el. Ieremia ia un hârlet, se duce, scoate și spune că iată că brâul era stricat, să nu se mai putea folosi. Brâul putrezit în pământ. Așa spuneam eu că e vorba de credincioșie. Eu nu pot după nuntă să fiu credincios neveste un an, o lună să nu-i fiu credincios, după aceea iarăși credincios. Când am dat brâul jos, se strică, nu mai pot purta. Eu nu pot fi credincios lui Dumnezeu 2 ani după ce am luat botezul, iar mă duc prin lume și mai fac câte afaceri și păcate și iar vin și iarăși credincios. Nu mai pot încinge, că brâul se strică. Dumnezeu să ne dea pocăința. Sarea trebuie folosită în permanență, pocăită în fiecare zi și pocăită în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute, amin? Proporție, profunzime și permanență. Dacă ar fi să vorbim de pericolele în care e pusă sarea, sunt 2 pericole. Să își pierde gustul și își pierde puterea de a săra. Cum își pierde sarea gustul? Când e amestecată cu impurități. Atunci nu mai are gustul de sare, e una. Și al doilea, când nu-i dizolvată sarea, când nu o pui la timp să dizolve și mănânc mămăligă, n-am avut sare fină, când n-am avut, și am pus sare de aia, e pus în murături. Dar până s-o fierb mămăligă, aia nu s-o dizolvat. Și când am mâncat, am găsit un zgrumț de sare și nu mai are gust. Asta spunea cineva că reprezintă firea noastră care nu se topește, care nu se dizolvă. Sarea e bună când nu se vede. Sarea dă gust când s-a dizolvat, nimeni nu vede sarea în mâncare, nu? Dar când sarea se mai vede, atunci nu-i mai bună, nu-i bun gustul. Când predicatorul se vede tare bine după amvon, nu-i bună predica. Când cântărețul se vede tot numai el pe scenă, nu-i așa de bună cântarea. În slujirea noastră trebuie să vadă Dumnezeu. Coloseni 3, voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cum de dacă s-a ascuns, eu mă văd așa de tare? Domnul nu se vede, lucrările lui nu se văd, numele lui nu se vede, se vede numai predicatorul, cântărețul, prorocul, că sarea nu are gust, sarea nu s-a dizolvat, sarea nu s-a topit la mâncare, la fiert. Dumnezeu să ne ajute să ne smerim, fratele, amin? Și apoi sarea își pierde puterea de a săra prin prelucrări artificiale. Cea mai mare putere de a săra o are drobul de sare din munte. Sarea care e folosită, sare de aia mare pentru murături, e mult mai puternică decât sarea extra fină iodată, care apar ca niște particule de sticlă și nu mai are putere de a săra. Prin prelucrări chimice repetate, își pierde puterea de a săra. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni originali, așa cum ne-a dat Dumnezeu, amin? Că dacă ne pierdem gustul și puterea de a săra, nu mai este remediu pentru sare. Îi lepădată și călcată în picioare. Fraților, alimentele în momentul când s-au alterat nu pot fi decât aruncate. Cu alimentele nu ne jucăm, că intoxică populația, da? Un aliment, o mâncare când s-a înăcrit, poți să-i pui sare, poți să-i pui zahăr, ea o arunci că e înăcrită. Noi când ne-am străcat de la curăția cugetului în Hristos, e o pierdere ireparabilă. De aceea Dumnezeu să ne dea pocăință și să ne ajute să gândim la versetul care îl spunea Domnul: voi sunteți sarea pământului. În relația cu Dumnezeu, sfințenie și curăție. În relația cu oamenii, să avem un impact
binefăcător. Gândiți-vă la proporție, la profunzime și la permanență. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin.